Salutare hutinașilor și bine v-am găsit la un nou episod. O să ne jucăm un joc nou nouț, se numește Last Year The Nightmare și vreau să îl încercăm pe acest episod minunat. Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun tuturor să mergeți pe primul link din descriere către Instagram-ul meu, să rupeți acolo butonul de follow, pentru că acolo postez toate noutățile. Deci dacă vreți să fiți la curent, mergeți și rupeți acolo butonul de follow. Haideți să selectăm aici cea frumoșel ce să fim. Sincer, m-aș pune să fiu scout, pentru că din câte știu eu pot să îl orbesc pe criminal. Așa că încercăm să jucăm cu caracterul acesta și practic seamănă și acest joc cu Dead by Daylight, în sensul în care noi trebuie să reușim să scăpăm de pe harta aceasta și va trebui să facem o grămadă de chestii. O să aflăm așa pe parcurs ce avem de făcut. Haideți să-i dăm biciane. Suntem aici cu tovarășii noștri, deci ceilalți sunt tot playeri, adică sunt tot oameni adevărați, nu sunt boți sau ceva de genul acesta. Hai să ne lăsăm pe aici și frumușel pe jos. Și din câte vedem, suntem la școală, avem aici un coș de basket și nu știm exact ce killerian este. Dar cineva o să vrea să ne prindă și va trebui să caut și niște chestii din astea, niște scrap, adică niște bucăți de metal sau ceva de genul acesta. Hai să vedem dacă și găsim. Aici sunt vestiarele. În vestiare văd că nu găsesc absolut nimic. Oi, dar în vestiarele astea chiar nu-i nimic, frate. Sau or fi luat ăștia, cine știe. Salutare, salutare. Ce faceți, nebunaticilor? Ne uităm și pe aici și așa. Nu vedem nimica. Bă, cam gol pe aici, sincer să fiu. Or le-o fi luat ăștia, habar n-am. Încă ne uităm, încă ne uităm. Nu vedem absolut nimic, frate. Ok, hai să urcăm la etaj. Avem acolo o chestie albastră unde trebuie să mergem. Văd că s-a dus cineva, cred. Ba nu, încă nu s-a dus. Mai va urc la etaj, frate. A, uite, pe aici urc la etaj. Ok, bun. N-ai sărino, n-ai sărino. Hai să urcăm la etaj să vedem care-i treaba. L-aud pe killerianul pe aici. Nu știu pe unde își face viacul. O, uite, în sfârșit găsim și noi să luăm niște bucățele din astea de metal sau de ce or fi. Îl aud pe ăsta aici, îl bate pe unul. What? Aua, loguțanei. Mamă că l-a nenorocit pe ăla. Ceea ce nu-i foarte bine. Va trebui să mergem să îl salvăm în curând. Mamă, a, uite aici jos. Aua, lo, fratilii meu. Hai să ne tirăm să mai facem chestii, pentru că am nevoie de bucăți din astea așa să-mi upgradez. Uite, pot să-mi upgradez aici scannerul ăsta pe care l-am. Ok, aici nu putem să deschidem. Hai să deschidem aici să ne uităm să vedem ce-i pe aici. Uite, oh, pe aici putem să verificăm cărțile astea. Am mai luat încă 5 scrap-uri. Niceerino. Ne uităm și pe aici și așa. Nu vedem absolut nimic interesant. Deschidem și ușița asta. Doamne, sper să nu vină după mine killerianul ăsta malefic, că îmi dă direct peste frezian. Ok, de pe aici nu mai am ce să mai iau. Ăsta e leșinat aici, frate. Nu știu ce i-a făcut killerul. What? Și văd că putem să mergem să salvăm pe cineva. Haideți să încercăm să salvăm această persoană. Poate, cine știe, poate și reușim. Ne uităm pe aici și pe aici nu mai este nimic de luat. Deschidem și ușile astea și haideți să mergem să încercăm să salvăm persoana prinsă de killerian. Momentan nu mai prea pot să fug, ceea ce e destul de tristuț. Și sper să nu vină nebunul ăsta după mine. Mergem așa frumușel pe aici. Opa, că l-aud pe ăsta cu bate. Oh, și ăsta e aici la mine. Mamă, l-am morbit măcar. Fugi, Houdini! Aolo, frate, că asta vine după mine acum. Închidem ușa repede. Hai să ne tirăm pe aici. Aolo. Mamă mia, acum am dat peste frezian. Dar ba nu, uite că mă ajută și ăsta alt. Nice. Hai să-l ajutăm și noi acum. Oh, dar nu mai pot să trag acum. Trebuie să mai aștept puțin tel. Hai, frate, încă un pic, încă un pic, încă un pic, încă un pic, încă un pic. Aolo, nu mai dat mine. Mamă, când se dau, frate. Când să-l adorm puțin tel așa să-l... Să-l amețesc puțin, mi-o dat direct peste frezian, vere. Aolo. Aolo. Cred că o să trebuiască să dau puțin tel mai încet jocul. Hai să vedem.
Putem așa și îl punem undeva la 40%, să zicem. Că parcă se aude puțin cam tare. 41, hai să dăm așa, bun, și 41, ok. O să lăsăm așa la 40 și 41%. Și hai să rămânem tot cu scout-ul. Vreau să rămân tot cu scout-ul. Acum au vorbit cineva, adică mai înainte. Haideți, fraților, salvați-mă. Eu sunt aici închis, frate. Deci am rămas aici închis. Stau și eu liniștit, sunt în sala asta întunecoasă. Mamă, unde m-a băgat Killerianu, vere. Ok, și așteptăm să vină ceilalți să mă salveze. Vă rog frumos, veniți și salvați-mă, oameni buni. Hai să vedem dacă vine cineva. Bă, văd că bat în ușa aici. Și e foarte mult sânge pe jos. O, dar nu vine nimeni, mă, după mine. Haideți, măi, nebunaticilor, și salvați-mă. Va trebui să umblăm toți împreună, pentru că altfel nu avem nicio șansă să scăpăm. Văd că încă se aude destul de tare. Hai să-l dăm încă puțin mai încet. Joculețul, dăm pe audio și îl dăm undeva la 24%. Hai să încercăm așa să vedem dacă e ok. 24, ok, Anu Barosanu. Acum ar trebui să fie mult mai bine. Dar să mă aud și eu mai bine. Ok, văd că pe asta o lăsat o lată și eu sunt aici prins încă și mai sunt încă doi în viață. Ceea ce e destul de tristuț, pentru că dacă nu mă ajută nici pe mine și apoi nu ajutăm nici pe cealaltă persoană, îi destul de greu să scape. Adică le e destul de greu. Hai să vedem. Haideți voi, salvați-mă! Încă sunt aici în sala asta întunecoasă, nu vine nimeni după mine. Ăsta văd că pune benzină aici. Am înțeles. Băi, vere, n-ai nicio șansă să scap singur dacă nu mă ajut și pe mine. Haideți și salvați-mă. Văd că nu vine nimeni, frate. Ăsta e cu treaba lui. Și asta văd că vine pe aici pe la etaj. Poate vine după mine, hai să vedem. Sau cine știe unde naiba se duce. Ba, nu e aici cu Killerianu. Ok, ok. Oh, l-o electrocutat, vere. I-o dat direct electroșoc pe chelie. Mamă, cum îl joacă asta. Aolo. Bă, deci trebuie să învăț să fac și eu chestii de astea. Dacă vă place această serie, să-mi spuneți hudinașilor. Și noi o să mai facem episoade cu acest joc minunat. Să aveți la ce să vă uitați. Bă, mie îmi place foarte mult, adică mi se pare super interesant jocul. Ok, văd că nimeni nu vine să mă salveze. Hai să vedem ce face ăsta. Ăsta încă văd că conduce mașinăria asta. Din câte știu, acum când o să ajungă, o să se ridice scările astea. Și noi o să putem să urcăm pe scări. Bine, asta dacă mai avem și timp în cazul în care ne salvează cineva. Dacă nu, rip, ce să zic. Nu prea avem ce să mai facem. So slow, atât de greu. Haideți, băi, și salvați-mă și pe mine. Încă se aici bată în ușă ca nebunul. Ok, ok, ok. Oh, uite că salvează pe persoana cealaltă. Ok. Poate că o să mă salveze și pe mine, sper. O să vină cineva, haideți, fraților, și salvați-mă și pe mine. Rip, pe mine mă lasă ăștia să mor. Mamă, nici măcar nu știu unde naiba sunt. Ok. Să uite, acum cred că vin după mine. Haideți și salvați-mă, că dacă nu, nu avem absolut nicio șansă să facem ceva. Ok, acum cred că vin după mine. Da, uite că se aude ușa. Ok, bun, ori scos trepul ăla. A, nu-s eu aici. Ok. Ok. Ăștia se bat cu killerul. Haideți, băi, și salvați-mă și pe mine. Hai să vedem dacă reușesc să-l distrugă pe killerul ăsta. Deși mi se pare cam destul de greu. L-au prins și pe ăsta, i-au dat peste chelie. Am înțeles, deci am mai rămas eu și cu încă o singură persoană. Uite, măcar vine să mă salveze acum pe mine. Nice, 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 nice. Hai, salvează-mă, ăla-i ticule, după 5.000 de ani. Hai să o ajutăm și noi. O scoatem repede din trep și hai să mergem. Ok, bun. Acum va trebui să mergem. Hai să scoatem și trepul ăsta de aici.
Va trebui să mergem să încercăm să salvăm alte persoane. Ok, am căzut de acolo, de la etaj, printr-o trapă. Destul de nasolichez pentru mine. Hai să vedem dacă putem. Uite că putem să ne craftăm ăsta. Nice, bun, ca să-l avem puțin mai puternic. Ok. Și hai acum să încercăm să salvăm celelalte pe celelalte persoane. Mergem pe aici. Pe aici, uite, și o persoană e destul de aproape de mine. Haideți să mergem să încercăm să o salvăm. Deja o și aud că strigă. Ok, e aici după colț. Bun, acum nu știu cum naiba ajung acolo. Ok, trebuie să o colesc pe aici. Bun, și haideți să o salvăm rapideanu. Nice. Bun. Și acum va trebui să mergem să o salvăm și pe cealaltă persoană, dar întâi să mai luăm niște bucățele din astea ca să putem să mai craftăm. Ce-ai pățit, Vere? Bă, ăsta o leșinat aici. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, e leșinat în cadă, hai să ieșim. Bun, închide ușa. Nice. Și haideți acum să mergem să încercăm să salvăm pe cealaltă persoană. Ar fi bine să stăm toți împreună, pentru că dacă nu o să ne fie destul de greu să scăpăm și mai avem aproximativ 5 minute jumătate ca să putem să scăpăm. Au loc sunt două persoane prinse, frate. Ceea ce e destul de nașpa. Și Chilărianu cred că e pe aici. E posibil să fie pe aici. Dar noi mergem totuși, încercăm să salvăm persoana asta aici prinsă, în apropiere. Hai frate, încă puțin, încă puțin. Ok, ok, hai că aproape o salvăm. Și ăla-i ticule, am reușit să salvăm două persoane. Și poate dăm și la ăsta să amețească. I-am dat să amețească, dar m-a prins în trep. Salvează-mă, mă. Ai, ai, ai. Am înțeles, acum m-a prins pe mine. Aia, frate, măcar am reușit să salvez două persoane. Poate că mă salvează ei acum pe mine. M-a leșinat aici lângă ușă. Ok, ok. Nice, Rino. Hai să rămânem tot cu ăsta. Bă, deja au dat drumul la timer, mai sunt încă 40 de secunde și or să scape, bine, cei care mai sunt în viață. Deci o persoană a scăpat, era singura care mai era în viață, ok. Bă, măcar e bine că au reușit să scape o singură persoană. Oricum o să mai învăț jocul acesta și o să mai fac foarte multe episoade, pentru că îmi place foarte mult. Dacă vă place și vouă, să nu uitați să îmi scrieți acolo în comentarii și să mergeți să rupeți butonul de like și de subscribe. Și să nu uitați să mergeți și pe Instagram, aveți acolo primul link din descriere, apăsați acolo butonul de follow și noi o să ne auzim pe următorul episod. Pa, pa! Ei, ei, ei!